Bun găsit la poveștilesport.ro pentru o emisiune cu totul și cu totul specială. Vom avea astăzi o repriză de 45 de minute de fotbal cu povești pe care le-am putea istorisi în 7, 8, 9 zile sau chiar într-un sezon de fotbal, dar ne vom opri pentru 45 de minute pentru că astăzi am un invitat cu totul și cu totul special, nu mai are nevoie de nicio prezentare. Narcis Răducan, te salut, Narcis, mulțumesc că ai acceptat invitația mea de a fi aici în studio la poveștilesport.ro. Bună ziua și eu mulțumesc de invitație. Pentru prima dată am fost la un meci în care juca Narcis în urmă cu foarte, foarte mulți ani la un celebru Steaua Glasgow Rangers 1-0 pe Ghencea, atunci când Didi Prodan a înscris senzațional, iar Narcis a jucat titular în spatele atacanților. A fost meciul în care Țiți Dumitriu a avut mare încredere în Narcis, iar pe urmă am apucat puțin și din meciul cu Juventus, Steaua Juventus pe gheață, o repriză, un meci celebru, a intrat la pauză, nu? Da, începem abrupt emisiunea. Da. Și nu alunecăm ca pe gheață. Așa este. S-a jucat mileniul trecut. Trebuie să ne aducem puțin aminte, să facem eforturi. Într-adevăr, sunt începuturile mele pentru fotbalul de mare performanță, că sigur deja jucasem la Focșani, la Bacău, dar să zicem că certificatul de naștere ăla a fost pentru marea performanță Champions League, meciul cu Glasgow Rangers de acasă. A fost special pentru că eu venisem de o lună de la Focșani și impactul era destul de mare de la Bacău. Jucasem la Bacău destul de bine, am ieșit golgheterul seriei, că erau cu serii Liga a doua, deși eu nu eram mare marcator, totuși anul ăla am jucat și am marcat foarte mult, 18 goluri, noi am promovat cu echipa în prima ligă și am trecut la Steaua. Dar era un impact mare, pentru că tocmai jucasem cu Mizil sau eu știu, cu alte echipe mai mici și deodată să îl văd pe Gascoigne și pe Brian Laudrup în fața mea cu un stadion plin. Emoțiile sunt de neuitat, mai ales că am și câștigat meciul, am fost și unul dintre remarcații partidei în presa, chiar și cea internațională, și apoi sigur că la un moment dat a urmat și meciul de la Juventus, cu Juventus de acasă, de care amintei, și acolo a fost o ușoară poveste pentru că au fost probleme cu traficul aerian. Inițial s-a anunțat că se anulează meciul pentru că ningea foarte tare și ne-am relaxat cumva, am zis gata, nu se mai joacă, trebuie să mai stăm o zi în cantonament, chiar eram nemulțumiți. Nu știu cum s-a întâmplat că au aterizat la Sofia, dacă nu mă înșel, și au venit până la urmă și s-a disputat meciul în mod normal, așa cum era programat. S-a jucat spectatori în tribune, da, și da, da, erau destul de mulți. S-a jucat pe gheață, sigur că nu erau condițiile acum, că probabil acum nu se dădea drumul la un joc, da, dacă era gheața de atunci. A fost un meci bun al nostru, am făcut 0-0, dar au fost vreo două momente psihologice când puteam să marcăm, chiar că cred că puteam primi un penalti la un moment dat la Vlădoiu, cred că a avut o incursiune. Și eu era să profit de o eroare de-a lui Ferrara, Ciro Ferrara din Ferrara. Apărare, și, dar n-am reușit. Iar la mijloc era Deschamp. La mijloc era Deschamp. Mi-aduc aminte mai bine în meciul din Italia. De la Torino. Da, de la Torino. Acolo mi-aduc foarte clar aminte formula. A fost o chestie interesantă pe care am mai povestit-o. La pauza meciului era cumplit de frig. La un moment dat, un tinerel, așa cum eram și eu, da, a venit la mine: hai să ne încălzim că nu mai pot de frig. Când mă uit la el așa, bine, n-am fost foarte impresionat, că eram cam de aceeași vârstă, era Del Piero. Și el, nu știu din ce împrejurări, n-a jucat titular. Eu am fost ușor accidentat și n-am jucat meciul ăla de la început. Și ne-am încălzit împreună, la pauză n-aveam ce face. Am intrat amândoi în teren și s-a terminat până la urmă 0-0. Sigur că el a ajuns unul dintre cei mai mari fotbaliști ai Europei și am amintit mereu cu plăcere. Dar și tu, la finalul acelui sezon, ai fost trecut printre primii 20 cei mai promițători jucători din Europa. Da, așa era. Știți că se fac acele topuri, mai ales cu jucătorii tineri. Lars Ricken de la Borussia Dortmund. Exact, era Lars Ricken. Erau mai mulți jucători. Chiar am fost, inițial a fost o invitație pentru, era meciul acela, Stelele Crăciunului. Da. Nu știu cine nu venea și m-au invitat pe mine, după care n-am mai primit invitația și n-am mai fost prezent la acea partidă. Da, fiind pe platforma aceasta fabuloasă Champions League, toți tinerii care ridicau un pic capul, sigur că erau apreciați și monitorizați, cum probabil eram și eu. Del Piero și Lars Ricken au și confirmat, pentru că, repet, au fost unul dintre cei buni jucători ai Europei.
Aici la Poveștile Sport.ro avem rubricile tradiționale ale emisiunii și ruleta întrebărilor, dar și pozele clasice din cariera invitatului meu de astăzi, Narcis Răducan. Narcis Răducan, care are și un blog, intrați pentru că are foarte multe povești interesante, dar și trei băieți care îi calcă pe urme sau au încercat să îi calce pe urme, pentru că fiul cel mare a practicat fotbalul, însă a cotit spre o altă meserie. Pe Justin îl știți cu siguranță, joacă la Steaua, la CSEA Steaua, și un gol marcat pentru Naționala Under 18 cu Serbia, da. Este în topul făcut de FRF pentru cele mai frumoase goluri ale acestui an. Cum le-ai predat această pasiune pentru fotbal? Sau și-au cules-o singur de la tine? Da, păi era greu să nu o asimileze, pentru că ne-am mutat de foarte multe ori în carieră. Eu cu soția suntem de aproape 30 de ani. Cred că la anul facem 30 de ani. În condițiile astea, unde jucam sau eram președinte sau director sportiv, îi luam după mine. Băieții la fel. Sunt avantaje și dezavantaje în chestia asta, că am tot derulat așa împreună cu soția. Oare am făcut noi bine că i-am luat după noi? Pe de-o parte pierzi un pic din identitatea locului, așa, că nici ei nu mai știu ce colegi au avut, ce... Chiar am făcut o socoteală, cred că ne-am mutat de vreo 15 ori cu casa. Adică eu când mă știu, am cărat bagaje. Soția mi-a arătat, pasea trebuie să le iei, palea le luam. Mi-ai și pierdut câteva, sau le-ai mai lăsat? Mi-a spart casa odată, a avut cineva grijă. Unde, să le pierd. București? Da, dăm dintr-una în alta, dar am mai povestit și asta, că de atâtea povești în pandemie am tot povestit. Dar mi-au spart casa, știi că mi-au spart casa când am... Când a fost acel meci Steaua-Bacău și s-a accidentat grav Ardeleanu, i-a rupt lăcă piciorul în faza aia, eu chiar am fost cel care i-a dat pasul lui Ardeleanu la faza respectivă, s-a făcut pârghia și a intrat lăcă mai rău și s-a întâmplat nenorocirea. Dar exact în seara și în timpul meciului nu era loc mai potrivit pentru hoți să ajungă acasă, pentru că nu era nimeni acasă și atunci mi-a spart casa. În Bacău? În București. În București. În București, da. Și revenind la copii, sigur că au mers după mine, i-am tot dus prin vestiare, prin toate țările. Justin cel mic, chiar am jucat finala Cupei Ciprului, am și marcat gol atunci, am dat o scăriță, dar am pierdut meciul la prelungiri. Și Justin era în căruț. Era născut 2005, deci avea câteva luni și chiar au fost probleme, pentru că ciprioții sunt nebuni la evenimente de astea, mă refer, suporterii aia fanatici, și s-au urcat peste căruț. Eram cu un ochi la meci și cu un ochi la ei ce se întâmpla pe acolo. Și în prima fază s-a prins de ei treaba asta cu fotbalul. David cel Mare a făcut cam până la 16 ani și la un moment dat l-a atras foarte tare partea asta de informatică. A făcut deja câteva cursuri de programator și a obținut o bursă foarte tare în Shanghai pe inteligență artificială. Era o facultate renumită în limba chineză. A făcut jumătate de an facultatea respectivă. Tentat de chineză? Da, nu știu de unde conexiunea asta de la fotbal să treacă la chineză și la informatică. A făcut jumătate de an, dar culmea că a venit pandemia și a venit acasă. Bineînțeles că ne-am speriat foarte tare. Chiar a ajuns astăzi și peste vreo 3 zile s-a declanșat toată nebunia cu pandemia. Tu pare mereu că faci 1000 de lucruri în același timp. Se spune că cel mai mare dușman este timpul. Da. Nu? Ai așa trei băieți, încerci să ai grijă de toți, ai și o afacere pentru că ai o cofetărie, ești și îți faci și doctoratul în sport, ești și analist TV. Când ai timp să le faci? Dimineața pe toate? Până în 12 am Academia de Perfecționare cu copii. Păi încerc să gestionez. Am început să citesc cărți de gestionarea timpului, nu mai citesc calea de a învăța ce să fac. Pentru că a devenit provocarea numărul 1, într-adevăr, gestionarea timpului. Că e ușor să vină un proiect nou, gata, ne băgăm. Și după aceea zicem, păi când o mai rezolvăm și pe asta? Aveai mai mult timp liber când erai fotbalist. Da, păi e cel mai ușor. Și când erai conducător de club? Atunci nu aveam timp liber, pentru că... Te suna toată lumea. Sigur că da. Și sunt treburi specifice meseriei, trebuie să fii conectat permanent, n-ai nici vacanță, e destul de greu și intensă treaba asta. Și am ajuns la concluzia că... Mai ales în pandemie am ajuns la concluzia asta că e mai bine să mă bazez mai mult pe mine și că toată activitatea mi-am orientat-o către ce fac eu. Adică Academia se bazează pe mine, televiziunea, așa cum ai spus, contractul cu Digi, cofetăria e afacerea soției și
ea se a fost ideea ta sau ideea soției? Sau ideea copiilor? Nu, nu, a fost ideea ei, bineînțeles, pentru că a fost pasionată de când eram tineri, de mâncare, a preparat foarte mult timp mâncare, apoi cofetărie, a făcut foarte multe cursuri și a început să funcționeze. Și când vezi că capătă contur o pasiune, sigur că am sprijinit-o așa cum pot. Mai glumim uneori, mai ales acum de când m-am făcut mai rotund așa la față, zic că eu sunt inspectorul de calitate. Eu gust prima dată prăjiturile și ea apoi le vide. Ai investit mult? Da, în sigur. Academie și în cofetărie? În academie nu foarte mult, pentru că aveam know-how-ul și logistica nu e atât de complicată, mai ales în partea asta de perfecționare. Sigur că niște bani se duc, mai multe mii de euro, pentru că ai nevoie de tot ceea ce trebuie pentru a-ți duce la bun sfârșit activitatea. Dar pe partea de Horeca am investit mult, am pierdut foarte mult în pandemie, ne-am reorientat, pentru că inițial am deschis un restaurant, apoi mi s-a părut că e mai simplu și parcă e mai potrivit pentru ce face soția și acum am mers foarte tare pe cofetărie. Dar e un principiu normal, dacă nu investești, n-ai cum să obții roade. Narcis, ai câștigat mai mulți bani în perioada în care ai fost conducător de club față de perioada în care ai fost fotbalist? Ai prins tu de tânăr, ai jucat la cel mai înalt nivel, la Steaua, dar nu erau contractele de acum. Da, fără îndoială că am câștigat mai mult în cariera conducător. Ca să-ți dau un reper, pentru că știu că oamenii sunt curioși de lumea asta a sportului, în perioada aia, să zicem, în anii 90, un contract bun la Steaua era de 10.000 de dolari pe an. Deci sub 1.000 de dolari pe lună. E adevărat că erau dublate niște prime foarte bune, adică de uneori câștigai foarte mult din prime, dar prima însemna să câștigi campionatul, să joci în grupele Champions League, ceea ce din fericire mi s-a întâmplat. Adică în 2 ani din 3, în toți 3 ani am câștigat campionatul, în 2 a fost și cupa și campionatul, în 2 ani au fost și grupele Champions League, iar al treilea a fost grupele Europa League. Adică am câștigat aproape tot în perioada și se adunau bani, erau și alte prețuri și alte costuri, dar salariul de bază era foarte mic, ăsta e adevărul, iar când am devenit conducător, sigur că s-a schimbat economia de piață și am reușit să câștig. Și până la urmă vezi cum le echilibrează Dumnezeu, că am ajuns la concluzia asta, adică ghinionul meu, asta am scris și în blog, că pandemia vieții mele, să zicem, așa urmisem eu la un moment dat, ghinionul că m-am accidentat și am stat de 2 ori aproape un an, în perioada Steaua și în perioada Rapid, s-a transformat în noroc, pentru că atunci mi-am dat seama că există și alte lucruri în afară de fotbal și am început să învăț. Am citit, am învățat, am făcut facultate, am făcut școala de antrenori, am făcut licența B, apoi licența, am făcut masterul la facultate, acum fac doctoratul. Adică la 18 ani când am terminat școala am zis nu mai mă duc o zi la școală și de atunci nu m-am oprit, în continuare fac școală. Râd copiii, băi, ai zis că te lași de școală și văd că tot mai faci câte un curs. E adevărat, cred că e cea mai bună investiție. Dacă mă întrebi, și sunt convins că una întrebări este asta, dacă mă întrebi ce i-aș sfătui pe tinerii fotbaliști, asta este răspunsul. Trebuie să investească în ei foarte mult, pentru că la un moment dat nu știi când ai nevoie exact de cunoștințele alea. Pentru că tot ai adus aminte de întrebări, avem aici la povestirosport.ro o rubrică Întrebările Fulger. Tu va trebui să răspunzi în cel mult 10 secunde. Va rula un calup de întrebări pe acest ecran. Poți să intri în prelungiri doar cu un răspuns sau cu două răspunsuri. Pentru că trecem puțin și prin perioada în care erai conducător și te voi întreba și de Dumitru Sechelariu și de Adamescu, dar vom trece puțin și spre cariera ta, vom face o incursiune. Pentru că aici la poveștile sport.ro, emisiune pe care o puteți vedea pe ProTV+, pe Voio și pe site-ul sport.ro, întotdeauna sunt foarte sinceri invitații mei. Haideți să vedem. Până ai timp să formulezi minciuna. Exact. Trebuie să da, dai răspunsul. Mă scuz cumva din terenul meu, că eu sunt obișnuit cu publicitate să meargă mai... Să meargă cu publicitate ca să mai și... să aici, am timp să mă gândesc. Nu avem publicitate, avem, însă vom avea, să știi, și eu am căutat să știi câteva poze din arhivă și am găsit și una în perioada în care erai junior la Focșani. Ai ieșit cel mai bun fotbalist din istoria județului Vrancea. Așa este, da. Pentru că ai plecat foarte devreme la Bacău. La 14 ani. Am plecat la Târgu Mureș, la un centru olimpic, da. Da, asta a fost cursul. Unde a fost o preselecție cu 400 de oameni. Păi cam așa, atunci 400 de ceva de copii. Jucători. Culmea că eu eram descalificat din start. Nu aveam înălțimea necesară și în mod normal sub un metru, cred că aveam sub 1,65 m sau nu știu ceva de genul.
au zis, domnule, nu puteai să intri, nu poți să intri, dar am avut noroc, pentru că înainte de a începe competiția, când am ajuns la internat cu o zi înainte, ne plictiseam și astea se jucăm în fotbal și am început să-i driblez pe acolo. Și, normal că erau și profesorii, antrenorii de față, domnul Mezaru și Dumnezeu să-l ierte, și le pădătesc și au zis, stai domnule că tu ești băiatul ăla care îi dribla pe toți. Ok, ai sub 1.65, dar treci și tu la selecție. Și a rămas eu și încă vreo 3. Și a fost perioada în care ai stat în centru de excelență de la Târgu Mureș. Exact, am stat la Târgu Mureș la... Și apoi când te-a văzut Mircea Lucescu? Și apoi am venit la Focșani într-un weekend, cred că era, pentru că juca Dinamo cu Oțelul, un meci de Cupa României la Focșani 2-0, a avut parcă atunci Dinamo, cu o echipă faimoasă, era Balaci la Dinamo, Cămătaru, Orac, mari fotbaliști, Moraru, Lucescu antrenor, și la pauza meciului, cum se practica, începea o prichindei să dribleze. Am arestat și acolo mingea și m-a văzut Lucescu și a zis, băi, băiatule, tu trebuie să fii la București, unde ești? Păi am zis, eu sunt la centrul acesta, Olimpic Viitorul Târgu Mureș. Nu, ai încercat să vii la București, că e un alt nivel și ești în atenția tuturor. Și atunci, în vară, am mai luat-o de la capăt, am mai dat o selecție de 500 de persoane și acolo am avut și colegi care ulterior au ajuns fotbaliști, adică Cătălin Liță a fost, de asemenea, fotbalist foarte bun în Liga 1, Babicu, Cristi Munteanu a ieșit un portar foarte bun. Și... Dar mi-ai povestit odată că acolo ai fost coleg și cu Gică Hagi? Da, am fost cu George Hagi, dar noi ziceam Gică Hagi, era nepotul lui Gică. Lui Gică Hagi era mai mic ca noi, 2006, și stătea cu noi în cămin. Da, tot mingicar? Da, da, era destul de tehnic și avea calități să ajungă. Știi cum e, în condițiile în care intri în malaxorul ăsta, un copil ajunge dintr-o sută, sunt atât de multe necunoscute încât nu pot să-mi dau seama de ce n-a ajuns fotbalist, dar efectiv el avea calități să ajungă. Și l-a susținea și Gică. Îl susținea și Gică, mai ales cu logistică. Îi dădea ghete, mai prindeam și noi câte o pereche de ghete, că mai venea și zicea, ce mărime porți? Păi de la 38 la 41, mai puteai da. Știi cum era, de când îți dădea cineva ghete, nu mai zice că nu-ți vin. Da. Și chiar a fost o întâmplare interesantă cu Gică atunci. I-am povestit-o ulterior când am lucrat la Gică, când am fost director sportiv. Că la un moment dat, bineînțeles, ne stăteam la cămin și ne mai vizitam prin camere, ne mai uitam la meciuri, ne uitam, nu mai știu unde, la Bulgar, cred că ne uitam la fotbal. Și ai amintit de Gică Hagi, Da, i-am amintit și am zis o întâmplare, el nu mai ține aminte, bineînțeles, că a bătut la un moment dat la ușă și eu întreb, cine e? Păi Gică. Hai mă, Gică, lasă-mă că am treabă acum, nu știu ce. Dă-mi drumul că-s Gică Hagi. Până la urmă i-am dat eu drumul așa. Și când văd, era chiar Gică Hagi, dăi seama, m-am oroșit tot, da, domnul Hagi, nu mai știam ce s-a întâmplat, mă, unde e nepotul meu, că lasă vrăjeala, zi unde e ăla micul. Și i-am zis, eu nu știu, pe unde era pe acolo, dar ei dacă îi chema la fel și aveau și vocea asemănătoare, am zis, Da. Da, întâmplări neamipomenite, istorisite de Narcis Răducan aici la poveștilesport.ro. Haideți să vedem acum întrebările pe care le-am pregătit alături de Sebi, producătorul emisiunii. Prima întrebare, cu ce patron ai lucrat cel mai greu din postura de conducător? Becali, Adamescu sau Bucșaru? Sau poate altă variantă? Pentru că tu ai fost conducător la mai multe echipe. Eu cred că cel mai greu a fost cu Adamescu, dar acum că aici e un paradox. Adică era cel mai dificil, dar era plăcut. Adică un tip care te înfășura fără să-ți dai seama. Mă suna foarte des, vorbeam câte o oră pe zi la telefon. Dar un tip la care aveam multe de învățat, dincolo de problemele care au fost cu legea și ulterior și decedat, totuși un tip de mare anvergură. Avea un fotbalist preferat? De la Oțelul? Nu mi-aduc aminte să fie avut, dar era un tip foarte, foarte bine organizat, de la care am învățat multe chestii pe linia asta. Trecem la a doua întrebare, pe care o vom vedea în curând. Care e primul lucru pe care l-ai făcut când ai știut că vei juca la Steaua? Mijlocul anilor 90, atmosferă frumoasă. Păi, sigur că sunam părinții, dar dacă mă lași 10 secunde să-ți spun ce s-a întâmplat... Te las. Am fost la Forban în primul cantonament. Aolea. Și bineînțeles că telefonul nu-l prindeam, că era un singur telefon și erau 20 de inși. Vorbea lăcătuși, 20 de minute că era lăcătuși și așa mai departe. Și prindeam și eu ultimul. Și am trimis o scrisoare, am zis... De la Forban. De la Forban. Și am ajuns înaintea scrisorii. Tu ai ajuns la Focșani înaintea scrisorii. Am zis, m-am acomodat, totul e ok, nu știu ce. Și când am citit-o împreună acasă, după 10 zile, că îți dai seama, nu era... Dacă era ca acum WhatsApp-ul, era extraordinar. Mai simțeai picioarele după antrenamentul la Forban? Nu, dar eu alergam destul de bine, adică nu aveam o problemă în a alerga și, repet, când te vedeai cu, când m-am văzut cu asemenea fotbaliști
În vestiar nu cred că aveam nevoie de pauză. Adică alergam în continuu. Trecem la următoarea întrebare pe care i-am pregătit-o lui Narcis. Spune două lucruri pe care le luai întotdeauna în geantă când jucai în deplasare. Nu știu, poate și în străinătate. Îmi luam o iconiță și o carte. Și o carte. Adică am făcut un obicei ca cel puțin o carte să citesc în cantonament. Noi stăteam 2-3 zile în cantonament și de multe ori ceam și două cărți pe cantonamentul respectiv. Dar în principiu asta aveam grijă să-mi iau, bineînțeles, în afară de ghete și ceea ce era de fotbalist, nu lipsea, aveam eu o iconiță din lemn primită și o carte. Următoarea întrebare, cine a fost cel mai mingicar coleg alături de care ai evoluat? Tu erai cunoscut drept un mingicar, pentru că Emma Dolha îmi povestea într-un vechi interviu că atunci când ați fost pe coasta de Azur, cu Naționala României la un turneu pe plajă, ei învârtit pe toți, ei împachetat, dar vom povesti și acest moment, pentru că el mi-a adus aminte. Păi, îți dai seama, în perioada noastră erau foarte mulți, fiecare echipă avea 3-4. Gândește că am fost coleg cu Adrian Ilie, cu cine vrei tu, cu Denis Șerban, cu Luțu, cu foarte mulți fotbaliști. Hai să zicem Luțu, că el... Luțu, pe primul loc. Da, el era foarte, foarte mingicar, uneori depășea chiar limita legală. Da. Dar mi-l aduc aminte că era simpatic și... chiar excelent la nivelul ăsta. Da, el putea să și paseze, dar nu voia uneori? Da, nu făcea. Sau era o provocare pentru el? Nu făcea de răutate, pentru că știi că sunt jucători care sunt egoiști, efectiv, da. Vor numai pentru ei. El nu, el era din dragostea pentru minge. Adică nu avea o problemă el, că nici nu vrea mari merite sau, eu știu, laude. El, efectiv, prindea mingea și nu mai știa de altceva. Următoarea întrebare, Narcis. Care e cel mai mare regret al carierei tale? Păi eu n-am privit niciodată din punctul ăsta de vedere, că cel mai mare regret a devenit cel mai mare prieten. Faptul că m-am accidentat de două ori, n-am reușit să plec la cluburi importante, unde au fost oferte, dar s-a transformat într-un mare avantaj, pentru că mi-a oferit o poartă să văd altfel lumea. Așa că eu n-am un mare nu regret. Nu ai niciun regret. Dacă vrei totuși să bifăm această rubrică, să zicem că n-am jucat la un campionat mondial, că tot avem campionatul mondial. Dar, repet, n-am stat niciodată să mă gândesc în ideea asta pentru că mă încarc negativ. Că fiecare om de pe planeta asta ceva n-a reușit să facă, că e logic. Și atunci... Poate-ți va împlini fiul tău, Justin, acest vis de a juca la o echipă mare de afară, de a juca cu echipa națională la un turneu final? În primul rând am ajuns în situația asta în fotbal mesc încât ar fi un vis să împlinească oricare dintre românii. Adică să fim încă o dată acolo și, bineînțeles, dacă va fi să fie și unul dintre copii, dacă va fi să fie Justin acolo, e ceva fabulos. Încă nu ne gândim, acolo mă treptat. Da. Următoarea întrebare. În ce campionat ai fi putut juca și ai ratat transferul? Au fost oferte și negocieri avansate cu Zaragoza în momentul când eram la Steaua, înainte să mă accidentez. Și Zaragoza tocmai câștigase Cupa UEFA, dacă nu mă înșel. Da, golul lui Naim de la... Da. Da, exact. Mijloc teren. Ei, cred că asta mi se potrivea atunci, sau cel puțin asta am văzut, pentru că am jucat de foarte multe ori cu toate culturile fotbalistice și mi se părea că asta mi se potrivește cel mai mult. Poate chiar și în Olanda. Am fost foarte aproape să semnesc la un moment dat cu echipa din Olanda, cu NAC Breda. Nu s-au înțeles cu cei de la Steaua la preț și acolo cred că mi se potrivea, pentru că s-a jucat foarte ofensiv. Următoarea întrebare de pe ecran, în ce le-i spune să-și investească banii tinerilor fotbaliști? Da, cred că am spus mai devreme, eu cred că i-aș sfătui să investească în ei, efectiv în dezvoltarea lor. Bineînțeles, trebuie să bagi banii atunci când îi câștigi și în diferite produse financiare pentru a-i multiplica, dar aș sfătui să fie cât mai ponderați și să aleagă cele mai stabile, pentru că n-au cunoștințele necesare, dar în perioada carierei, pentru că nu te antrenezi decât două ore, hai să zicem patru, dacă ai două antrenamente, ai timp foarte mult liber. Atunci trebuie să faci multe cursuri, să devii specialist pe social media, să te faci bucătar, să te faci antrenor, să te faci ce-ți place ție. Dacă tu 7-8 ani faci treaba asta, și eu am început școala de antrenament, ne-a dus Lucescu pe toți, pe la 26 de ani, cred că, dacă nu mă știu, am început. Dacă începi treaba asta din timp, devii specialist, efectiv, în orice domeniu vrei tu. Efectiv, vrei imobiliar, citești 3 ani la rând numai chestii mai, sau pe bursă, sau cripto, ce e acum, nu știu, toate nebunile. Tot ce îți place și crezi tu că ți se potrivește. Nici de cum în altceva, pentru că n-ai timp să te ocupi. Și de ce nu te ocupi, nu poți să o gestionezi.
Da, foarte interesant mesajul tău transmis tinerilor jucători. Următoarea întrebare. Care e cel mai haios moment care ți s-a întâmplat la Urziceni? Pentru că acolo erau și jucători haioși, lucrai și cu Dan Petrescu și Mihai Stoica, dar și cu un patron de club, Dumitru Bucșaru, un tip misterios. Să știi că nu găsesc lucruri haioase, pentru că totul o făceam atât de serios. Și a jucat și în Liga Campionilor. Exact, o făceam atât de serios încât nu o făceam în joacă. Adică, nu știu, în viața asta și de conducător și de, eu știu, orice ai fi într-un club, sunt diferite momente de toate genurile, dar n-am avut o chestie în care să râdem de ceva sau să râdem de cineva. Nu, totul o tratam foarte serios, poate nu întâmplător am și reușit să facem performanță. Legat de Bucșaru, eu am avut o relație foarte ok cu el, foarte corectă. Eram persoana care stătea lângă el, în dreapta lui, la meciuri. Meme, la un moment dat, a zis, Narcis, noi suntem deja, mie cred că stătea pe bancă, a zis, tu ești deja pe bancă, Petrescu mă și mă trimitea sus de multe ori ca să văd jocul de la altă înălțime și să vin cu o opinie la pauză. Eu coboram la pauză și spuneam, uite, eu așa văd, bineînțeles că decizia era la el, dar el capta informații de peste tot, dar aveam și rolul de a, cumva de a... Îl calma, de a... Nu știu dacă calma, dar efectiv de a socializa cu patronul, pentru că în timpul meciului, știi, în loja patronilor, sunt diferite idei. Unul vine, domnule, ăla vezi că nu are chef să joace sau e blat. E mai picul în ureche. Exact, ăla de... nu știu ce, ăla e neserios sau nu știu, orice, de orice gen. Și atunci aveam și rolul ăsta de a, cumva, de a traduce, să zicem, jocul. Deși era un tip care înțelegea foarte bine fotbalul. Cred că a și jucat la nivel de juniori, dar efectiv, știi că sunt persoane care efectiv înțeleg jocul. Chiar dacă n-au fost fotbaliști, înțeleg jocul. Au văzut atât de multe meciuri și au jucat suficient în juniorat încât să înțeleagă cum merge jocul. Și el era tipul ăsta, adică nu era un tip care nu înțelegea. Dacă tot erau momente de seriozitate la Urziceni, te întreb altfel și prelungim ușor întrebarea asta. Care e cel mai haios moment care ți s-a întâmplat cu Gigi Becali? Pentru că ai fost conducător și la Steaua FCSB. Sau nu știu, un episod care ți-a rămas în minte. Cu un jucător, la un meci. Nu știu, nu-mi dau seama. Că nu vreau să intru nici în intimitatea sau, relației, nu știu, foarte mult. Episodul care, pe care l-ai povesti oricând. Bine, un moment frumos. Îți povestesc o chestie care nu cred că îl lezează nici pe dânsul. La un moment dat, cred că a fost în primul mandat, nu-l cunoșteam foarte bine personal. Și eu, înflăcărat așa, i-am expus un proiect legat de copii și juniori, nu mai știu ce, legat de academie. El m-a ascultat foarte atent și foarte cu minte și eu, mintea mea, a zis, gata, l-am convins. Da. Și după vreo 10 minute, așa, cât m-a lăsat să vorbesc, ceea ce e performanță, să te lase Gigi Becali să vorbești mult așa, a zis, bă, Narcis, ai mare dreptate, dar și ceva, facem cum vreau eu. Și a zis, ok, eu măcar v-am zis, că, dar e bine, îmi place că mi-ai zis că vii cu idei, dar decizia o eu. N-ai mai pedalat pe subiectul ăla. Nu. Nu. Trecem la următoarea întrebare. Realizează top 3 al celor mai valoroși adversari împotriva căror ai jucat. Nu știu, e... cine pot să zic? Deschamps, Del Piero, Maldini, Figo... Nu, Maldini nu, Mancini. Mancini, Roberto Mancini. Da, da, Figo... Sunt mai mulți, Viali... Na, vedetele atunci, Summer, fusese balonul de aur în momentul ăla. La Borussia Dortmund, da. Exact, da. La Germania, campionatul de campion european. Da, da, da. Dar ai o amintire cu Figo? Pentru că ai jucat la un match... La un turneu amical, nu? Păi da. Contra lui Figo. Da, așa este. Și parcă arbitra de Zota acel turneu? Da, da, eu am amintire, uite că vrei ceva haios, a fost ceva haios. Mulți ani am fost într-o membru, într-o structură, se numește ECA. Da. Este organizația sau sindicatul cluburilor care joacă în cupele europene. Fiecare echipă care are statut de membru al acestei organizații trimite un reprezentant și românii trimit, adică echipele care joacă regulat în cupele europene, CFR, FCSB, eu știu, toate celelalte echipe, trimite un reprezentant acolo și sunt vreo 100 și ceva de cluburi reprezentate. Domnul Argăseală este foarte respectat pentru că are cea mai mare vechime și chiar este în unele subcomisii acolo de organizare. Și am fost și eu, am prins cred că vreo 7-8, cred că dacă nu 10 întâlniri pe diferite echipe, adică eram la Târgu Mureș și reprezentant Târgu Mureș, că au fost și ei, am fost la Galați, am fost la Galați, am fost la... Și era foarte interesant, pentru că
întâlnei, acolo vin doar directori executivi ai echipei, adică vine Figo pentru Inter, Butragu Ione pentru Real Madrid, era Rummenigge președinte. La Bayern München. Exact, oamenii cei mai importanți, cel de la PSG de asemenea și... Leonardo. Da, Leonardo, da. Și la un moment dat, Van der Sar de la Ajax, și la un moment dat, și odată pe an, aceste întâlniri sunt, îți prezintă câte o academie sau câte un club, pe diferite zone ale globului. Dar în fiecare an se întâmplă în Elveția, la Geneva, este și sediul lor acolo și se face un turneu de fotbal. Ne împărțeam, ne împart cei 150 de reprezentanți, da, de toate vârstele și jucam, făceau 7-8 echipe și se făceau un mini-turneu. Într-o zi se termina mini-turneul pe teren redus. Și într-un an, bineînțeles, mai la începutul carierei de conducător, aveam vreo multe chile mai puțin, mi-am dat sedința și am câștigat turneul și am ieșit și jucătorul turneului. Dar în finala turneului eram cu Van der Sar în echipă. Îmi zicea Hagi, hai Hagi, dă drumul la pase, nu tot mă certa în timpul meciului. Și la un moment dat jucam finala cu Figo. Figo avea și el o echipă tare, nu mai știu cine era, cred că era cu croatul, cum îl cheamă, antrenorul, care a avut probleme cu legea, frații doi. Știu de cine spui. Da. Nico Kovac. Nu. A fost antrenor și apoi, cred că e la Arabia, a avut probleme cu, cu legea, a fost conducătorul și clubului, fratele lui. Bun, și la un moment dat era finala, dădea Figo un gol, dădea mie un gol, era 2-2. Antrenorul era, arbitru era Zota, pentru că din... toată aria asta de conducători erau mulți și arbitrii, foști arbitri și atunci ei erau folosiți să fie arbitri la meciul respectiv. Și la un moment dat i-am zis lui Zota, la 2-2, mai erau vreo 3 minute și am marcat eu iarăși gol, am făcut 3-2. Și i-am zis lui Zota, Costele, fii atent, dacă nu câștig meciul ăsta și nu te fluieri mai repede, nu mai vreți că în viața mea cu tine, că eu altădată nu mai bat pe Figo. El nu m-a băgat așa în seama că vreo 2 minute înainte, hop, fluierul final. Figo a vin la noi. Mă, voi români nici aici nu vă liniștiți. Bineînțeles, da, l-ai învins pe Figo. Da, și ediția următoare, iarăși am venit eu voios cu ghetele în geantă, că îi bat iar. Și a venit Butragu Ion la mine. Hagi, să știi că aici nu e democrație, nu vei câștiga 2 ani la rând. Poți să ne deblezi pe toți, că nu-ți mai dăm ție trofeul. Și, n-ai mai și nu mi l-a mai dat. Emilio Butragheni, un fost mare atacant al lui Real Madrid. Să vezi ce goluri marca la 50 ceva la de 50. Ani. Mi-l aduc aminte de când făcea cuplu cu Hugo Sanchez în atacul lui Real Madrid. Trecem la următoarea rubrică a emisiunii, pozele din cariera lui Narcis Răducan, pe care va trebui fotografii pe care tu le vei povesti, le vei caracteriza în câteva cuvinte, vom vedea aici... Sper să le știu, să mi le aduc aminte. O să ți le aduci aminte, sunt din diferite perioade ale carierei tale și de la FCM Bacău și de la Steaua. Aici ești Narcis alături de fiul tău, Justin. Aici mă duc aminte că e mai recent, da. Da, e la un meci de echipa națională, cred că, adică cu siguranță a fost anul acesta, nu mai știu, cred că cu Austria. Ok, spune-mi un moment în care fiul tău, Justin, a făcut ceva foarte bun într-un meci, cum ai reacționat și cum a reacționat el și un moment în care nu ți-a plăcut ceva la el și cum ai reacționat tu și cum a reacționat el. Eu spun comportamentul meu la fiecare meci al lui. Da? În primul rând, chiar la ultima a avut o reușită foarte frumoasă, a dat un gol frumos cu Serbia în această vară, cred că a marcat, sau în toamnă. Dar în principiu, comportamentul meu este următorul. Eu stau sus, bineînțeles, și îmi notez pe telefon ceea ce nu-mi place. Și apoi le discutăm seara când revedem meciul. Și e lista mare tot timpul. Când tot zice, tu ești prea exigent. Bineînțeles că încerc să mă limitez și să încerc să fiu pozitiv, că știu foarte bine modul cum se discută cu un copil. Trebuie să, și e un sfat și pentru ceilalți părinți, trebuie în primul să scoți în evidență lucrurile bune, apoi sigur că punctezi dacă ai și expertiza necesară unde a greșit și apoi iarăși trebuie să fie un soi de încurajări, chiar dacă nu le găsești trebuie, pentru că cel mai greu asta este, sunt momente în care n-am ce să-l laud, dar trebuie să le găsesc, pentru că trebuie să urmezi asta procedura pentru, pentru a asimila aceste lucruri și tot timpul cam asta este, cam asta este comportamentul, că stau în tribună acolo cu emoții și le notez și apoi ca un scouter veritabil și apoi le discutăm. Trecem la următoarea poză pe care ți-am pregătit-o.
aici pe wall o imagine de când era la Steaua. Uite-l pe Danciu. Alături ce de râdea. Dănciulescu și de Denis Cerban, da, rotariu în spate. Da, da, da. Și o salată, aveai în față o salată. Păi un meniu adecvat a fost tot de pâine tăiate regulamentar. Nu, dar să știi că la Steaua a fost un meniu adecvat tot timpul. Tot timpul au avut o cultură pentru treaba asta, da. Cu bucătar personal. Da, echipa avea un bucătar personal, are tot timpul. Și acum, astăzi, la FCSB, au fost tot timpul aceste lucruri și ce se au la fel. Da, era și o ciorbiță acolo. Da, aici e sezonul 2006-2007. Pentru că în primul an nu era... 96-97. 96-97, da. Că nu era Denis și cu Danciu în primul an. Nu erau. Au venit, am câștigat campionatul în anul ăsta, în anul respectiv. Uite ce... Aveai un măr în mână? Aveam, păi desertul era mărge, crezi că mâncam fără ciocolată? Ciocolată, fără nimic, da. Știi că Rică Răducanu nu putea să doarmă noaptea dacă nu mânca un măr. Avea, odată mi-a povestit Florin Tene, avea Rică Răducanu mere pe noptieră și odată i-a luat Florin Tene. Și ce i-a mai făcut că nu-și mai găsea merele? De atunci păi, La Bacău ne băgase, era Gică Chivorchian, domnul Chivorchian, ne-a pus o cameră plină cu mere și de acolo luam tot timpul, mergeam și luam mere. Da, ăsta era desertul preferat, merele. Trecem la următoarea imagine pe care ți-am pregătit-o, aici la poveștilesport.ro. O poză de când jucai la Steaua. Aici a fost un meci bun, dar mi-aduc aminte. Cred că era vreo doi cei care lângă mine, da. Nu? Nu, cred că e Adrian Ilie. Adrian Ilie? Am câștigat un meci cu 4-2, dacă nu mă înșel, pe Dinamo. Da. Împotriva Dinamo, pe Ghencea, un meci foarte, foarte important pentru câștigarea titlului și am jucat bine, am dat pase de gol lui Vlădoiu. Dar tu jucai de multe ori pe orice post și din linia mediană, reușeai să te achiți excelent de sarcini. Da, se juca mult sistemul 4-4-2 la Steaua în acel moment. Cu Adi Ilieș, nu? Cu Adi, da. Da. Se juca sistemul 4-4-2, aici am făcut eventul, era sezonul 2005-2006. Și jucam și stânga și dreapta, uneori mai jucam și în centru, alături de unul dintre mijlocași și centrali, pentru că era ideea tactică, unul dintre mijlocași și centrali asigura mai mult mijlocul, iar celălalt era mai ofensiv. Uh-huh. Cam așa se juca. Am prins și antrenori care jucam cu 5 fundași, începuse și acea modă, dar în principiu cam asta juca Steaua cu 4-4-2 și acoperau foarte bine terenul. Și am jucat pe toate posturile, de la mijloc sus am jucat cam pe toate. Trecem la următoarea imagine pe care ți-am pregătit-o. Aici la poveștilesport.ro o vom vedea imediat, frumoase și tricourile cu Bancorex, erați la modă și Adidas. Uite, asta este o imagine de dinaintea unui meci. Foștii tăi colegi, hai să-i caracterizăm pe fiecare printr-un, nu știu, printr-o amintire sau printr-un termen care ți se rămâne ție, ți-a rămas în minte. Păi, Păscur de la Stelea, nu? Sus e Bogdan Stelea, da? Bogdan este unul dintre cei mai buni colegi ai mei, foștii colegi ai mei și dintre cei mai buni prieteni. E un tip extraordinar și a fost unul dintre cei mai portari din istoria României, ce să spun. Am stat și cu el în cameră, am învățat foarte multe lucruri de el, legat de dezvoltarea personală, de antrenamentul personal. Era un tip care efectiv ne trezeam noaptea și făceam câte 1000 de abdomene sau zicea hai să mergem pe teren să facem unul contra unul și făceam de 50 de ori, mă punea să scap singur cu el, să învățăm amândoi fiecare din poziția lui. Adică un tip efectiv. Și făceați noaptea abdomene? 1000 de abdomene? Da, da, da. Ne trezeam și făceam seara, 8-9 seara. Nu, nici el nu juca remi, pentru că știi, era moda aia în care toată lumea juca remi. N-am jucat remi și atunci aveam timp de altele. Și asta făceam cu Bogdan. Când stăteam în cameră, am stat cu el în cameră, am mai stat și cu Filipescu, că l-am văzut, cred că era și Iulian. La fel, un tip care, un tip mai retras, un tip mai retras, un tip care a crescut foarte mai mult. Vorbești cu el, e stabilit în Spania? Nu, el s-a stabilit în străinătate, da. Un tip diferit, așa să zicem, atipic. Rocker, asculta rock. Exact, un tip care era culmea, că eu eram cu rap-ul, el era cu rock-ul. Dar un tip care a progresat foarte mult și de la poziția în care nu dădea multă șansă lumea când a venit la Steaua și a venit pe poziția de atacant. Vârf, a devenit unul dintre componenții generației de aur, a jucat în străinătate și un tip care la nivel mental n-avea bariere și cred că asta l-a făcut. Sigur, a avut și un fizic bun, astfel încât a putut să joace pe mai multe poziții, pentru că la un moment dat a ajuns să fie fundaș central, cred că la echipa națională, dacă nu mă înșel. Da. Adică efectiv juca unde vroia, cunoștea bine fișa postului
Și, la un moment dat și fundaș stânga, la un moment dat a jucat în celebrul Steaua Benfica, 1-1 pe Ghencea, atacant, el cu roșu. Mea, la Betis parcă a jucat el, nu? La Betis Sevilla, da. Are titlul cu FC Zürich, câștigat. Un tip foarte tare. Jos este Costel Gâlcă, primul din... Da, Costel era, cum să zic eu, imaginea profesionistului. Adică când te uitai la Costel, parcă nu era om, efectiv, el se încălzea, venea cu o oră înainte, fiecare exercițiu era făcut ca la carte. Un tip foarte serios și un tip care dădea echilibru echipei. Nu întâmplător avea poziția aceea, nu întâmplător a ajuns unul dintre cei mai mari fotbaliști români pe poziția sa și și acum este ireproșabil. Dacă îl vezi la fel arată, este un tip care, de la care ai de învățat. Adică iarăși un coleg de ispravă. Lângă Costel Gâlcă, Adrian Ilie. Da, Adrian era, cum să zic eu, tipul talentului nemăsurat. Adică se vedea de la fiecare atingere de balon că era ceva cu totul special, nativ, forță, viteză, tehnică, regim de viteză, execuții, avea absolut orice, foarte puternic mental. Era un fotbalist complet și nu știu ce s-a întâmplat, n-a reușit să treacă la nivelul următor, adică din topul cel mai mare fotbaliști din lume. Adică, dacă poate ar fi aici... avut Gigi Becali, acum n-ar mai fi spus să nu mai dai exterioare din alea. Da, exteriorul lui Adrian Ilie era incredibil. Jean Vlădoiu, un atacant bătăios, foarte mulți foști fundași, întotdeauna când îi întreb, spun în, când îi întreb despre cel mai dur adversar și cel mai greu de ținut, așa îl pun este. Pe Jean Vlădoiu. Exact, exact. De ce? Culmea că cel mic cu Jean înseamnă că tu zici, mă, tu ești ca Jean Vlădoiu. Mm-hmm. Să te uiți foarte mult la el ce juca. Jean, nu renunța niciodată. Exact, nu renunța niciodată. Nu era un tip impunător în ceea ce privește fizicul, dar avea un stâng foarte bun, picioare solide, dribla bine, avea execuție. A ieșit golghetelul campionatului în acel an, iar eu am fost coechipierul care i-a dat pasat cel mai mult. Chiar a fost o întâmplare hazlie pe care am mai povestit-o, că, așa cum vă spuneam, am tot povestit că e vârsta poveștilor acum, că... La un meci am driblat eu vreo 2-3 și am dat pasă cu poarta goală, să dea gol, la vreun metru. Și Jean a dat peste poartă și m-a certat vreo jumătate de oră. Uh-huh. Și am zis, mă, Jean, dar m-am chinuit, am driblat, ți-am dat cu poarta goală. Taci, nu mai vorbi, făcea. Tu să-i dai lui, nu știu cum a zis el, când o să ajungi la Barcelona să le dai învârtită. Mie îmi dai mingea neînvârtită. Da, mă, Jean, dar ești pe linia porții. Dar sigur că Jean... Da, ținea. Jean era ținea un fotbalist foarte, foarte bun. Împreună cu Lăcătuș și mai ziceam ce cuplu de atacați aveam. Jean cu Lăcă. Cu Lăcă. Lângă e Marius Lăcătuș, capitanul echipei. Da, Lăcă este personalitatea numărul 1, poate colegul de cea mai mare valoare alături de care am jucat. Adică, efectiv, pentru mine a fost un șoc când am ajuns să joc cu Lăcătuș, când vedeam cât de perfect face totul. Adică orice exercițiu, orice centrare, orice reluare spre poartă erau făcute perfect. Avea o tehnică individuală și o mentalitate de învingător, cum eu n-am văzut până atunci, nu văzusem până atunci, normal, venise într-o divizie inferioară, dar nici ulterior n-am găsit jucători cu asemenea personalitate. Deci, efectiv, un mare campion. Am vorbit despre această poză, mai avem, să știi, aici o imagine sugestivă pentru cariera ta. Mondiale, o să face prelungiri, trecem și peste această poză, pentru că am vorbit de perioada Urziceni. Și va apărea pe ecran această imagine cu Dumitru Sechelariu. Ai fost preferatul lui atunci când jucai la FCM Bacău. Cum era el? Tipul impulsiv? Tipul... Multă lume spunea că este foarte sincer și își punea și sufletul pe tavă pentru exact ceva. Era, alții spun era că era un tip abil care se descurca. Care e cea mai puternică amintire pe care ai avea din el? Toate. Sigur că depinde și în ce poziție te aflai. Eu fiind, așa cum ai spus, unul dintre jucătorii importanți, m-a și vândut de vreo două ori la Steaua și apoi la Rapid, clar că eram favoritul lui și vedeam doar partea aia lui plină de dragoste. El, într-adevăr, punea foarte mult suflet în tot ceea ce făcea. Sigur că văzându-l astăzi în 2022 capătă o altă imagine, anvergura lui și, eu știu, personalitatea lui. Dar era un tip sufletist care a crescut un club, a ajuns la o oarecare performanță și a devenit politician. Totuși să ne uităm și condiția lui. A plecat dintr-un om simplu, nu știu, lucra la mecanic auto sau nu știu ce a fost. A avut capacitatea să ajungă printre în vârful politicii noastre sau, eu știu,
în anticamera, să zicem, la cei mai importanți oameni din politică, efectiv o personalitate marcantă care, de care am amintiri foarte plăcute. Repet, am fost într-o tabără în care aveam parte de toată dragostea lui. Acesta a fost calupul pozelor din cariera ta. Mai era o poză cu Gascoigne, nu mi-ai spus ce ți-a spus Gascoigne în timpul meciului Steaua Glasgow. Da, mi-a spus la un moment dat, cred că la un corner era, a venit lângă mine la ureche. El se ținea de glume tot timpul. Da, și mingea se ținea de picior. Și mingea se ținea de el. Păi făcea glume și avea mingea la picior. Da. Și mi-a zis, puștule, mai încet, te gărizi, zic, voi, că vezi că arăși cam mult. Eu am zis, păi am debutat, îți dai seama că e debutul meu, nu o să mă opresc. Și el râdea, bineînțeles, am câștigat meciul ăla, dar culmea că în vară noi am jucat un amical într-un turneu de ăsta de elită, cum era odinioară, da. Steaua invitată, Sampdoria, Tottenham, Glasgow Rangers și Steaua. Și ne-au bătut cu 4-0. Încă nu se trăsese la sorți și nu știam care ne e adversarul. Când am văzut tragerea la sorți, Glasgow Rangers, eram la Forban cu toții, când am auzit, era Rangers, Juve, Dortmund, am zis, aia suntem. A ieșit bine, că i-am bătut, am făcut egal cu ei și foarte bine, am făcut 6 puncte, a fost chiar onorabil, ținând cont de adversare. Au jucătorii ăștia mari o inclinație spre autodistrugere? Și mă gândesc doar la George Best sau la Maradona? Nu. Pentru că vorbeam de Gascoigne. Nu, unii dintre ei. Păi da, unii. E foarte unii bine formulat. Că, mare fotbalist și mult mai mare este Cristiano sau Messi, da. Sau eu știu, alți fotbaliști care au știut foarte bine să-și păstreze ținuta. Nu, sunt jucători care, pe lângă partea asta fotbalistică, care a încântat milioane de oameni, au vicii care n-au putut să le țină în frâu la un moment dat și au cedat. Gascoigne a fost unul dintre ei, din păcate, cum de altfel a fost și Maradona. Adică, deși este foarte greu să echilibrezi partea asta, unii au reușit să o facă. Unii au reușit să o facă, n-aș fi mândru de partea asta și niciodată n-am să scot în evidență, n-am să zic ce bine că s-a drogat Maradona sau că a făcut nu mai știu ce Gascoigne, că a băut până nu mai știa pe unde e. O să-mi aduc aminte de lucrurile frumoase, dar și asta este o lecție pentru tinerii fotbaliști, să înțeleagă că nimeni nu este ferit de lupta asta cu viciile sau eu știu cu alte lucruri din viață. Mai avem 30 de secunde din emisiune, din păcate. Nu toată lumea, nu, puțină lume știe că ești și antrenor. Antrenorul procurorilor și antrenorul avocaților. Cum ai ajuns în postura asta? Cum am ajuns? În niciun caz n-am făcut ceva ilegal. Că nu și te-au pus să reprătești altfel, exact. Să fii antrenor. Nu. Am avut, unul dintre ei este prieten de foarte mulți ani de familie, suntem prieteni de familie și mi-a tot zis, măi Narcis, noi jucăm binișor fotbal, dar avem nevoie de cineva să ne antreneze, să ne mai certăm în primul rând, să facă lucrurile așa cum trebuie, încât să nu ne mai certăm. Și la un moment dat am zis, bine, hai că e o chestie interesantă, plus că am fost la câteva acțiuni și, așa cum am mai spus, au o cultură fotbalistică destul de bună, pentru că au fost jucat fotbal la juniori, unii la Liga 3, la Liga 2, nu întâmplător la Victory Cup, sunt pe primul loc echipa magistraților. Și am fost în Portugalia la un turneu final și am fost extraordinari, iar anul următor vom merge la un turneu foarte mare în Franța, de asemenea cu magistrați. V-ați înțeles pentru onorariu? Ce onorariu îți dau? Nu, bineînțeles că e pro bono, e o plăcere pentru că și eu mă simt foarte bine alături de ei. Din păcate n-am putut să-i ajut fotbalistic, că mi-au solicitat, mi-au spus dacă pot să fiu antrenor jucător, dar n-am putut pentru că am probleme cu genunchii, trebuie să mă operez, dar am promis că după ce mă operez o să și joc alături de ei. O plăcere a fost și pentru mine să te-am invitat aici la poveștile sport.ro. Narcis, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Succes băieților tăi și ție în tot ce faci. Emisiunea va fi pe Voio, pe ProTV+, pe sport.ro și veți vedea secvențe și pe Pro Arena. Narcis Răducan, un fotbalist pe care l-am văzut live de foarte multe ori la Steaua. Îți mulțumesc din nou. Acesta a fost poveștile sport.ro pentru astăzi. Ne revedem lunea viitoare tot aici pe Voio și pe sport.ro.